niște tineri din orașul Focșani s-au gândit să profite la maxim de ziua frumoasă de duminică. Așa că au instalat un grătar la etajul 8, acolo unde locuia unul dintre ei, și au dat drumul la manele. Și în timp ce făceau ei acolo mici sau grătare sau ce făceau ei, a apărut o patrulă de jandarmi. Și știți cum sunt jandarmii? Stau, se uită, erau în patrulare și au constatat că nivelul decibelilor manelelor e puțin cam prea ridicat. Și când se pregăteau să intervină, se pare că i-au observat și băieții de la etaj de acolo care făceau micii. Și bă, nu știu cum s-au speriat sau nu știu ce s-a întâmplat. Bă, au scăpat grătarul de la balcon, bă, de la etajul 8. Bă, direct pe lunetă la o mașină au căzut, bă, tot au făcut o varză. Dar jandarmii nu s-au mai urcat până la etajul 8 pentru că unul dintre petrecăreți a coborât să-și recupereze minunea, adică grătarul. Și în momentul ăla jandarmul l-a așteptat cu chitanțierul și l-a ars de 200 de lei pentru muzica dată la maxim și i-a mai întocmit și dosar penal pentru distrugere, pentru distrugerea lunetei. Bine că nu l-au scăpat în cap la jandarmi, că poate îi mai dădeau și o amendă pentru ultraj săracului om. Atât pentru astăzi, dragi prieteni, dacă v-a plăcut, abonați-vă la canal.